În București, pe strada 11 iunie, ea a apărut sub înaltul patronaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor această spălătorie ecumenică. Cu ele preoții slujesc în altar, se pot murdări de mir, pot avea firmituri de anafură și atunci apa care se folosește la spălat se aruncă de obicei la loc curat, de obicei la rătăcina unui copac. După cum ați auzit-o din bucățelele de prescură și două, trei pete de mir, tâta mare se face copăcelul. Dar, măicuță, suntem curioși dacă unii ca noi păcătoși putem să spălăm hainele pline de toate cele lumești lângă binecuvântatele straie duhovnicești. A? Se spălă doar la mână, pentru că la mașina de spălat broderia va suferi, materialul se va lărgi, veșmântul nu va mai arăta așa ca înainte. Hai, Teodosie, inaugurăm odată curățătoria sau ce naiba facem? Doamne, iartă-mă, că am o grămadă de treabă astăzi, stai un pic. Da, cine? A venit garda financiară la restaurantul nostru Cinacea de Taină? Și cum n-avem acte pe cele 5 pâini și cei 5 pești? Auziți, îi afurisiți și dați afară. Rezolv eu la minister cu niște stimulente. Preasfinția ta, suntem gata, am umplut mașina de spălat cu aghiazmă, doar să ne dați binecuvântarea. A, și să semnați și să ștampilați factura la detergent. De care ați luat? Sfinții Mihail, Gavril și Persil. Bravo, bravo, stai numai un pic. Alo, da. La ce oră inaugurăm ceasornicăria ultimul ceas? La 12. Și fabricuța de țigarete Opiumul Poporului la 2, da? Bine, să avești ampilele de la firmele noastre Ochiul Dracului SRL și de la 30 de argințe sa. Hai să fie într-un profit bun, Doamne ajută, Doamne ajută. Preasfinția ta, ce da. Vreau să mă întreb, dacă Doamne ferește la spălat vreo hăinuță, se rupe sau se descoase, putem să o trimitem la croitoria alăturată la Dolce Cabala? Nu, Teodosie, nu, nicio cabala. Cine croiește mai bine decât atelierul nostru, nu iaua Sfântului Nicolae. Hai să te împamlica că m-au nebunit telefoanele astea, scuză-mă puțin. Alo, ce? Nu mărim niciun tarif la Hotel Paradis? Nici la complexul de tabere pentru copii în gerașul meu și nici la centrul de echitație Paștele Cailor. Am treabă, la revedere. Poftiți foarte ca preasfinția voastră. Ia uite-te tu aici, ce. Ai luat-o de la frizăria noastră cu una cu spini, în numele Tatălui, numele Fiului și al Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor, se sfințește această spălătorie. Bravo. Auzi, Teodosie, ia spălăm tu hainele astea, că până diseară lansăm mall-ul Împărăția Cerurilor Shopping City. Da, preasfinția voastră. Gata, am plecat. Iar telefon, numai puțin. Alo, da. Ce idee? Un salon de masaj Maria Magdalena? Exagerăm, nu crezi? Păi, se poate? Pentru sfânta cifră de afaceri să fie primit. Doamne ajută!